dacă ajung să fac alea 5 milioane, mă duc în Maldive, îmi iau două fete superbe și îmi iau un Ferrari și mă duc în Suceava să mă vadă pe mine doamna aia care a râs de mine când eram mic. Fantasy-uri. Niciodată nu vei ajunge aici, chiar dacă poți să pleci de aici. Cum interacționezi cu antreprenorii și care crezi că e secretul succesului unui antreprenor? Tu fiind un antreprenor de succes. Foarte simplu. Le spui așa. Succesul sau lipsa succesului este modul în care noi percepem viața. Bunica mea îmi spunea mie și mă băgase mie în cap că bogații sunt nefericiți. Eu când am văzut banii aia, am zis gata, voi fi nefericit. Mama mi-a spus că banul e ochiul dracului. M-a speriat, zic, mamă, eu vreau să fac chestii bune, nu vreau. Astea sunt convingeri limitative care opresc și blochează succesul în viața unui om, în special antreprenor. Gândurile astea. Nu vă mai opuneți digitalizării, nu vă mai opuneți, nu că s-a adeptul digitalizării, dar dacă te opui, nu faci nimic, nu câștigi nimic, tu trebuie să curgi cu viața. Când te auzi cu vocea din cap, că zici, băi, e greu asta, gata, două palme, în oglindă, mentale așa, știi? Nu există nu poți. Cum ar fi fost cel care a făcut Burj Khalifa să zică, nu pot, domnule, să fac eu așa ceva? Nu există, uite-te ce minuni sunt în lumea asta, uite ce a făcut Dumnezeu, adică, nu există, nu pot. Asta au nevoie antreprenorii. Nu ne-a ajutat, nu ne-a ajutat până acum. Știi că eu nu sunt cel mai curajos dintre oameni și vreau să modific mindset-ul. Ajută-mă să reușesc să depășesc acest blocaj, am o barieră. Da, am o doză de curaj, dar mă consider atât de curajos încât să evoluez și să accelerez. Mai ai și alte formule? Dragilor, vă salut și vă spun bine ați revenit la Mandachi Educast pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi, acolo unde vorbim despre educație, motivație, inspirație, exemplu personal și acțiune. Astăzi am invitat un om deosebit care o să ne inspire, care o să ne motiveze și care o să ne arate propriul exemplu. Bine ai venit, Răzvan! Bine te-am găsit, Ștefan, și mulțumesc de invitație! Cum se pare Suceava? Suceava e în inima Bucovinei, să spunem așa, iar Bucovina este inima României, mulți o consideră așa. Superb! Oricum, dacă iei orice colț a României, e foarte frumos și nu uita prin câte țări și prin câte continente, patru și prin câte orașe am trecut și chiar nicăieri nu-i ca acasă. Răzvane, o să avem un podcast compact, intens. Cum reușești să inspiri pe oameni? Pe mine ai reușit să mă inspir și ai reușit să mă și motivez și să mă faci și să acționez. Cum reușești să-i faci pe ceilalți? Care e secretul tău? Îi fac să se uite într-o oglindă la mine. Știi cum e? Uite, tu acum ești tată, da? Pentru tine, fetița ta e profesor. Tu, pentru ea, ești oglindă. Trebuie să fii foarte atent să fii o oglindă curată, fără spărturi, fără zgârieturi, ștearsă bine de praf. E, asta fac eu. Pun oamenilor în fața oglinda. Și ce le arăt, de fapt? Potențialul lor interior. Oamenii în ziua de azi se uită foarte mult, de fapt, 99,99% în afara lor. Ei își caută fericirea în afară, își caută iubirea. Nici n-ai cum să-ți cauți iubirea în afara ta, că până nu știi să te iubești tu pe tine, n-ai cum să iubești pe alții, oricât ai căuta. Și dacă oglinda noastră interioară este zgâriată, poate că în exterior arătăm un geam impecabil, lustruit, cum reparăm zgârieturile interne. Prin conștientizare și prezență. Așa suntem toți. 98% dintre oameni păi au nu, oglinzile. Sunt foarte mulți oameni care conștientizează, Răzvan. Degeaba că spui. Nu e în regulă. Păi nu, conștientizează, aici da. Te combat de prima. Vezi te că rog, intru cu talpa. Așa. Eu am foarte multe conștientizări și în ciuda acestor conștientizări, totuși nu acționez. Ca să, mă rog, să repară anumite zgârieturi. Încă n-ai ajuns la, cum să spune, la fundul sacului, la fundul piscinei. Știi cum e, viața te rupe, îți rupe din tine bucăți, îți ia, până și în Biblie scrie, de la bogați, bogați în mentalitate, la bogați se va da, la cei săraci se va lua până și ceea ce au. Pentru că nu e normal să fii sărac în mentalitate, nici în buzunar, în nimic. Și atunci vezi, până viața nu te lovește în punctul al tău sensibil, în pain point-ul tău, tu încă amâni, încă asta e procrastinarea, știi? De ce cei mai mulți dintre noi așteptăm să ne ajungă cuțitul la os ca să acționăm, ca să reparăm? Pentru că noi nu trăim viața noastră. E o vorbă. Trăiește-ți viața ca și când ar fi a ta. Și tu spui, cum adică, stai un pic, nu-i viața mea? Nu. 5% e viața ta. 5% ești conștient, din păcate. Tu când ai născut, ai venit cu un arhetip gol și au început programatorii tăi primari să te programeze, mama și tata. Apoi restul, da? Acum TikTok-ul, unul din programatori sau social media. Dar tu ești doar 5% conștient, 90% lucrează subconștientul tău, automatismele, pilotul automat, anti-libero arbitru, cum ar veni. Dușmanul liberului arbitru este pilotul automat. Iar 5% este inconștientul. Ce moștenești tu din spate, din generații, din rădăcinile tale? Că dacă nu era bunica bunicii tale, tu nu erai aici cu mine, da? Și atunci, vezi, avem proporția 5 inconștient, 90% subconștient și 5% conștient. Noi nici măcar
măcar nu știm că nu suntem în regulă. Oamenii încep să se trezească, dar de aceea venim aici, ca să ne masterizăm emoțiile. Înțelegi? Deci plusul și minusul e doar o percepție a noastră. Special pentru a ne ridica. Totul se întâmplă la nivel neutru, dacă te gândești. Care au fost învățătorii tăi, mentorii tăi? Și nu mă refer la persoane. Poate că evenimente, acțiuni problemele, sau inacțiuni. Problemele. Ce anume te-a educat? Problema. Problema, datul cu capul de pragă, tot folosesc expresia asta, nu e a mea, a unor copii de-ai mei, așa vorbesc, că așa o să-i tinerețe la părinților. Problemele. Problemele sunt sursa puterii noastre. Chiar acum vreau să scot o carte, am zis că o scot la evenimentul unde am fost împreună, nu am reușit, că am avut mai multe de făcut. Însă, trebuie să învățăm să nu mai fugim de probleme. Problemele vin cu mesaje. Spunea Rumi, cel mai mare înțelept din punctul meu de vedere filozof, domne, la ușă auzi cioc-cioc și te uiți pe vizor, sau ce aveau ei pe timpul la persanii, și vezi că e un necaz, un scandal, un accident, o boală, o problemă, o criză, să zicem așa, îmbracă-te frumos de drumul la lumină, pune dulceață, pune apă pe masă, primește-i și ascultă-i. Ascultă că ei sunt mesageri, ei sunt pentru tine. Mai avem un spectator aici. Adul puțin pe masă aici, dacă tot și-a făcut simțită prezența. Da. Lasă-l aici, vedem cine spune. Ia, da. Uite, iară spirite. Măi, și suflete. Prietenul meu, hai vin aici, iubitul meu. Foarte scumpe. Ce lecții putem să luăm de la animale? Oh, câte lecții avem de luat. Animalele se pun pe ele pe primul plan. Întotdeauna. Întotdeauna. Mm-hmm. Nu există altfel. Altă, cea mai importantă lecție și să o noteze toată lumea. Orice ființă vie, această pisicuță, acest motănel, un pom de-al tău din grădină, o plantă din casa ta, toate ființele vii au tendința de a crește la maxim de potențial. Maxim, cât le permite mediul. Noi oamenii? Adică un copac nu se scoală dimineața și spune, a, e cald, o, e frig, azi nu mai fac fotosinteză. O pisică nu spune, a, e miercuri, azi nu fac. Nu, ei zilnic, animale, ființele, cresc la maxim de potențial. Noi, nu. Noi ne gândim, a, e târziu, s-a obosit. De ce? Pentru că ne place triunghiul al victimizării și al liberul nostru arbitru nu este liber. Eu ăsta ar fi un sfat pe care l-aș da celor care se uită. Fiți siguri întotdeauna că aveți liberul arbitru liber. Ce înseamnă asta? Că ești conștient măcar că e 5% conștient, că ești conștient că 90% e subconștientul și că ești conștient că succesul vine din mutatul din subconștient, procent cu procent. Decimală cu decimală, să muți din subconștient în conștient. Care este principalul blocaj din punctul tău de vedere în calea celor care aspiră, atenție, aspiră să-și descopere propriul potențial? Opunerea la curgerea vieții. Noi avem 3 moduri de a gândi, da? 1. Ești slab, ești gras, ești deștept, ești prost, ești negru, ești în alb, ești bun, ești rău. Asta e mintea noastră, care e mintea noastră, nu e a noastră. Mintea judecă, mintea împarte în două, da? Împarte în doi. Cine vine și lipește ceea ce mintea desparte? Iubirea. Iubirea este lipiciu. Deci oamenii nemai iubindu-se pe ei, căutându-și iubirea în afară, în primul rând nu respectă ceea ce sunt ei, nu se validează, nu sunt fericiți. Dar tu trebuie să fii foarte fericit cu cine ești și ce faci. Deci în primul rând iubirea. Apoi unde mai mergem cu mintea? Mergem cu mintea la alții, ne comparăm permanent. Tu ai spus că, mai ai zis tu într-o prezentare că încă nu-ți place, că încă te victimizezi. Corect? De ce te victimizezi? Pentru că ai fost învățat de mic, ca și mine, în primii 7 ani de viață, să ne uităm în exterior, să ne comparăm cu alții și am fost foarte comparați. Ni s-a furat ce? Cea mai mare putere a noastră ca și copii. Și acum, ca adulți, tot asta e cea mai mare putere a noastră. Care este? Unicitatea. Tu ești unic. Ștefan Mandache este unic. Degeaba vreau să fiu ca tine, să te prind în urmă? Nu, pentru că ești unic. Dar dacă tu ai fi încercat să fii cel mai bun ca avocat, cel mai bun în hoteluri, cel mai bun în franchize, veneam eu și te întreceam, venea el și te întrecea. Și pe mine mă întrecea celălalt. Nu, tu când ești unic, e special. Nouă ni s-a furat unicitatea în copilărie, prin comparație, prin critică, prin violență verbală, înțelegi? Prin lipsă de iubire, prin răceală și așa mai departe. Pentru că părinții noștri n-au avut un manual de utilizare al copilului. Ceea ce încerc eu să fac și tu prin educație, e să le dăm manuale. Uite, tu ai un caiet. Uite, tu le dai manuale, vezi? Întâmplător am ajuns la acest subiect. Noi le oferim acum manuale. Oamenii trebuie să știe că resursele sunt nelimitate în jurul nostru. Caietul viitorului pentru copii, să știi că are un impact foarte mare, pentru că ei încep de zi să pună osul la treabă, știi? Și aduce o doză imensă de claritate în viața lor. Și obiectivele, asta ai făcut și cu obiective, visuri și toate celelalte. De ce ai ales să-ți canalizezi eforturile în a-i educa sau mentora pe copii? De ce nu pe antreprenori? Sau pe... Eu mentorez și antreprenori, mentorez și părinți,
Și adulți, până și în relații de cuplu, pentru că știi cum e, copilul e simptomul relației între mamă și tată, e un simptom copilul, da? Dar cu focusul pe copil, pentru că eu am fost mic, nu? Și am trăit multe percepții că rând de abandon, știi că sunt cele 5 rând, o rană de trădare, rană de nedreptate. Și acum am o rană de nedreptate mare. Dacă văd că cineva spune ceva și nu-i corect, intervin. De ce? Pentru ce fac eu asta? Înțelegi? Ei, astea sunt rând. Să știi că și eu am o rană de nedreptate, dar niciodată nu am scos-o pe tavă ca să o supun analizei. Dar de fiecare dată când simt, când se sesizez, te doare rău. Intru într-o stare de anxietate. Exact, pentru că nu-ți place, se pare că este contra naturii. Aici noi încă, vezi, ne opunem. Orice om care se opune cursului vieții, tu de-aia ți-ai ales viața asta, părinții ăștia, mediul în care te-ai născut, tu ți le-ai ales special ca să-ți devină oglindă și tu să înveți, nu să te opui. Un om care se opune cursului vieții devine opusului. Dacă tu ești un om de succes, un om frumos, un om puternic, devine exact opusul. Dacă tot te opui, lasă Dumnezeu să curgă viața, vezi binecuvântarea și recunoștința. Ai recunoștință în tot ce se întâmplă. Ca asta spuneam, ai două moduri de gândire. Judeci, da, nu, al negru. Doi, accepți, să spunem. Și trei, ești recunoscător pentru orice ți se întâmplă. Ăsta e secretul. Pare teoretic. Pare teoretic, deci, dar așa este. Ia naibii de greu să fie recunoscător. Hai să luăm, un caz. Cum scălești recunoștința? Prin a vedea ambele fețe ale monedei. Tot în viață are două fețe. Ce înseamnă iubirea? Uite, nu te întreb dacă iubești pe partenera ta sau dacă iubești pisica. Iubire înseamnă să-ți iubești în primul rând părțile negative sau părțile ei negative sau părțile lui negative. Asta înseamnă iubire. Dacă eu iubesc doar ce îmi place la ceasul ăla, doar mecanismul, cureaua, faptul că se uite lumea la mine, sunt în fantasy. Trăiesc într-un imbalans, într-o lipsă de echilibru mental. Și când am echilibru mental dezafectat sau dezechilibrat în gândirea mea, atunci, prin legea asta universală al escalării eristice, așa se numește ea, îmi dă exact de ce mi-e frică. Legea escalării eristice ce îmi zice? De ce ți-e frică? Nu scapi. Deci cu cât te opui, să nu cumva să mi se întâmple aia, atunci se întâmplă. Alu Murphy, de exemplu, el a fost deștept și a descoperit-o. Deci tu, pe când tu dacă curgi, nu te interesează, pentru că tu știi că fiecare experiență vine către tine cu mesaj. Nu am zis că atunci când îți bate la ușă? Ce înseamnă crizele, problemele, sursa puterii? De ce? Societatea avansează și tu nu vrei să te schimbi. Tu stai așa și nu avansezi, că zice inteligența artificială, școala online, COVID-ul, războiul, fel de fel ce chestii are omul în minte, da? Și uite așa te opui și universul merge mai departe. Sigura constanta lumii și a universului e schimbarea, da? Și tu rămâi în spate. Când decalajul ăsta, gap-ul ăsta se mărește, apare criza. Și tu ce faci? Ce fac 98% din oameni când văd o criză? De orice tip, ți-am spus, un conflict între două persoane pe stradă, în trafic, oriunde, e o criză. Victime. Uite, Doamne, se întâmplă, uite groapa, uite aia, uite guvernul. Încerci să devii victima de care vorbeam, dai vina pe ceva exterior, când de fapt tu trebuie să fii conștient că orice criză, tu ești creator, în cel mai rău caz, co-creator. Și te să o rezolvi. Hai să ieșim din paranteza teoriei. Te rog. Dă-mi, te rog frumos, trei situații prin care, practic, putem să ieșim din rolul de victimă. Cum putem să scăpăm de această perdea neagră de fum? Dar concret. Cineva se văicărește, că afară e frig. Sau cineva se văicărește că nu are bani, poftim. Sau sunt nefericit pentru că... Da, în relație. 1, 2, 3, 4, 5. M-a părăsit nu știu ce. Corect. Zi-mi și mie un exercițiu practic, pentru că așa teoretic sună foarte bine. Doamne, suntem victime. M-am săturat și eu să tot spun că suntem specialiști în victimizare. Exercițiu practic, da? Da. Asta e balansul mental, ok? Asta e balansul mental. Da. Eu sunt singur, n-am pe nimeni acum. Mă uit la tine, tu ai și copil, acum ai ce casă frumoasă, mă uit la el, mă uit la toată lumea, văd la televizor, văd pe Instagram și din ce în ce pic în imbalans. Eu de ce nu merg? Eu de ce n-am chestia asta? Și ce văd atunci în dezechilibrul ăsta? Văd doar partea negativă. Ce am de făcut? Să aplic legea dualității, ambele fețe. Și stai așa un pic. Eu n-am partener acum, dar mai mult timp pentru mine. Am timp să studiez, nu mai cheltui bani. Încerc să văd mai mulți oameni pe care pot să-i analizez și văd ce nu-mi place și ce-mi place la fiecare. Când încerc să găsesc pozitivul negativ, începe imbalansul să se corecteze și apare fata. Uite-o. Hop, și nu știu, eu nu dau seama că de fapt de aceea a apărut. Eu mi-am schimbat percepția asupra... Și da? Crezi că schimbarea percepției transmite un câmp de energie în univers și atunci absolut. Vine către tine? Absolut. Noi suntem energie și unde ne este atenția, acolo ne este energia. Dacă atenția noastră e doar spre victimizare, spre obstacole, noi vom atrage doar negativism în viața noastră. Da? Dacă atenția noastră este în echilibru și acceptăm totul așa cum e, da? Stai un pic, că vine fata acum, a venit fata, gata, mi-am echilibrat și am atras-o.
Doamne, cât de frumoasă e! Doamne, da, ce e cea mai deșteaptă, e genială, să nu pierzi, să nu cumva. Și dacă tu inconștient o alungi din viața ta. Asta fac. Uite ce frumoasă e, unde o fi acum? Stai să o sun dacă mi-o altul, că eu poate eu nu merit. Da. Parcă nu merit așa fată deșteaptă și frumoasă. Și iar mă duc în dezechilibru, mă duc în prea mult plus. În loc să zic, ok, e genială, e frumoasă, dar de când a venit ea nu m-am dus să joc fotbal. Uite-te și tu că și la duș, oriunde mă duc, am numai obiectele ei. Ha, adică îi caut negativul în pozitiv și iar mă echilibrez. Deci secretul unei vieți echilibrate la modul practic este să stai în echilibru mental. Și îți mai dau alt exemplu. Concret, concret. Am făcut cum am făcut cu antreprenorii tăi din francize. Am fost la stup. În fine, nu mai contează. Și au venit 17 antreprenori cu sume, cu afaceri între 2 și 30 de milioane. 2 milioane și 30 de milioane de euro. Și după 2 ore m-au întrebat. Chiar de aia să plec atunci, a zis, domnul Răzvan, încă o întrebare. De ce, la cel cu 2 milioane, de ce nu mai plec eu de 4 ani, de 5 ani mă zbat să plec de la 2 milioane, să ajung la 5? Atunci când el a zis asta, imediat a ridicat mâna și ăla cu 30. Și a zis, dar și eu de la 30 ajung, îmi doresc de 2-3 ani să ajung, mai țin minte, la 35, mai știu, la 40, nu mai știu. De ce? Și zic, știu exact de ce, sunt 3 motive. Cum o să știți? Zic, da, încă 4 ore am stat. Și zic, în primul rând, de la situația asta care ție nu-ți mai convine, de fiind de percepția ta, da? Nu pleci pentru că încă nu ți-ai învățat lecțiile. Încă n-ai modestie, n-ai umilință, încă iei multe personal, încă nu ești impecabil cu ceea ce spui. Nu ți-ai învățat lecțiile tale. Tratezi oamenii de sus sau ești prea deschis, ești prea bun, nu te iubești pe tine, n-ai încredere în tine maximă, nu ți-ai învățat lecțiile. Și vei sta aici forever până îți înveți lecția, da? Hai să spunem când ți-ai învățat lecțiile. Păi și ajung imediat la situația S2? Nu. N-ajungi aici pentru că tu pentru situația S2 ți-ai făcut fantasy-ul în cap. Dacă ajung să fac alea 5 milioane, mă duc în Maldive, îmi iau două fete superbe și îmi iau un Ferrari și mă duc în Suceava să mă vadă pe mine doamna aia care a râs de mine când eram mic. Fantasy-uri. Niciodată nu vei ajunge aici, chiar dacă poți să pleci de aici. Trebuie să ai obiective serioase, matematice, definite, trebuie să ajuți și oameni și cățeluși și pisicuțe, trebuie să ai, tot trebuie să fie în balans. E, și mai încă una. Deci aici, de aici ai plecat, ai învățat, aici ajungi că nu mai ai fantasy-uri, gata. Dar totuși ai o frână în spate, mergi greu, nu ți-ai împăcat relația cu tatăl. În viață, așa cum familia ta, ți-am spus din spate, cei 5% inconștienți sunt atât de importanți și tu nu ai voie să știești familia, cel mai important lucru în viața ta e fundamental, relația cu părinții. Relația cu părinții este fundamentul fericirii tale în toate aspectele. Ce înseamnă asta? Relația cu părinții înseamnă ori sursa binecuvântării și ești un om de succes, nu-ți dai seama de ce, uite, îți iubești părinții, nu-i critici, sau sursa frustrării sau durerii, da? E, toți oamenii aceștia care nu reușeau să facă ce am zis eu și mai erau acolo din cei 17, aveau relația cu tatăl ruptă. Îl judecau, îl criticau, niciodată, noi nu avem voie să ne judecăm creatori. Foarte important. Relația cu mama îți dă relația de om social și de cuplu? Deci trebuie să iubești pe mama, n-ai voie să judeci. Dacă tu zici că ești mai bun ca ea, dacă tu crezi că ai schimbat ceva în copilăria ta, gata, ți-ai judecat părinții, trebuie să o vindeci. La fel cu tatăl. Tatăl înseamnă relația cu partea materială. Material înseamnă tot, de la autoritate, la bani, la job, la haine, la tot ce înseamnă materie. Dacă tu consideri că te-a supărat, că te-a ignorat, că a fost rece, n-ai cum să ajungi niciodată aici. Crești până la un nivel. Da, și în afaceri și în viață mai ai încă un punct de vedere care trebuie să ții cont, legea gravitației. Tu crești până la nivelul în care tu ai ordine în lucrurile în care vrei tu să crești. Imperiul Roman, se ducea într-o țară nouă, aia cădea instantaneu. Strategie, aparatură, oameni, pregătire, tactică, totul, perfecțiune, pe termen lung. Țările alea cădeau. Eu tot vreau să ajung, dar nu ajung tare. Hai la mine la birou să vezi și dezastru la mine în birou. Hai la mine în cadă să vezi la baie cum arăt. Uite-te că nu m-am plecat, nu m-am pieptănat cum trebuie. Totul trebuie să graviteze sub tine. Pentru că tu ca om de afaceri ești imagine, ești energie. Ai oameni, trebuie să știi să-i coordonezi. Foarte important. Ai fost invitat la noi în Franchise Generator și am remarcat, nu știu dacă ai băut o gură de apă în 4 ore și ai vorbit într-una. 5 ore, deci a fost un maraton. Deci cursul ăsta s-a transformat în ceva apoteotic pentru antreprenori și deja avem succese majore cu antreprenori care și-au francizat afacerea din cursul nostru. Mă bucur tare să aud. Cum interacționezi cu antreprenorii și care crezi că e secretul succesului unui antreprenor? Tu fiind un antreprenor de succes. Foarte simplu. Le spui așa, succesul sau lipsa succesului este modul în care noi percepem viața. Bun. Ceea ce te oprește pe tine în viață să ai succes nu este faptul că tu nu știi alte informații noi. E important să știi noi informații, dar nu asta este cheia succesului. Nu e neapărat cheia succesului.
Cel mai mare obstacol în viața de antreprenor, dar și în viața de zi cu zi, este ceea ce știi și știi greșit. Ăsta este cel mai mare obstacol. Noi avem foarte multe convingeri limitative, frici, blocaje, majoritate de care noi nu știm. Noi nu știm. Mai țin minte exemplul meu? Am creat primul software, da? Din managementul românesc, da? Primul software, în 93. Am avut un succes fantastic. La 19 ani am pus o sumă mare, nu mai spun acum, că lumea mă deja gata, invidie. Am pus-o pe masă. Suma, banii aceia am pus pe masă. Eu eram un copil în 93. Și m-am uitat la banii aceia și am oprit afacerea. De ce? Pentru că eu îmi doream să fiu fericit. Și a zis, măi, ești nebun? Ești nebun? Cum adică? Păi și nu ești fericit? Uite, ai bani. Bunica mea îmi spunea mie și îmi băgase mie în cap că bogații sunt nefericiți. Eu când am văzut banii aia, am zis, gata, voi fi nefericit. Mama mi-a spus că banul e ochiul dracului. M-a speriat, zic, oameni, vreau să fac chestii bune, nu vreau. Astea sunt convingeri limitative care opresc și blochează succesul în viața unui om, în special antreprenor, gândurile astea. Pentru că tu crești doar până la nivelul preconcepțiilor și credințelor tale. Plus că tu nu te cunoști pe tine ca în palmă. Tu trebuie să știi exact care e cea mai bună variantă a mea, Ștefan Mandachi. Păi e cea care face aia, care face aia. Trebuie să știi ce abilități am eu, care e pachetul meu de abilități. Astea. Bravo, domne. Aici trebuie să mă zbat să ajung. Dar cu convingerea asta limitative fug cu un sac de greutăți în spate. Păi nu mai bine la jos? Da? Și vezi că de lăsat jos doar eu pot să las. Între S1 și S2, ce vorbeam, nu poate să vină Ștefan sau Răzvan sau nu știu cine să-mi ia sacii, să-mi dea jos sau pietrele. Nu. Tu mi-arăți oglinda, eu înțeleg, dacă înțeleg, și am fugit fără sac. Știi? Ai întâlnit mulți oameni de succes, presupun milionari, miliardari. Oh, yeah. Și da. Foarte, și foarte modești. Uh-huh. Care e diferența între un milionar și un miliardar? Ca mindset, poate. Liniștea. Uh-huh. Liniștea. Și îți mai spun ceva, că poate să zică cineva acum, ai domnule, asta cu ăștia nu mai au liniște, nu mai au nimic, nu, le-a furat. Nu, astea sunt preconcepții. Tu n-ai liniște sau tu ești trist sau tu ești bolnăvicios și cu bani și fără bani. Deci toți care au bani și sunt triști, ei au fost triști și așa sunt ei. Nu vor să se schimbe, le place confortul ăla, accelerația pe supraviețuire și atât. Un miliardar își cumpără liniște. Eu zic că asta e cheia fericirii. Ce gândești, ce spui și ce faci să fie în linie, să știi cine ești, să faci ceva și apoi să ai, că așa au ajuns miliardari, și să ai liniște. Cu bani și cu... Ce înseamnă fericirea, de fapt? Tot. Tot. Mai ții minte testul pe care ți l-am făcut eu la Iași? Te-am pus să alegi din acele patru... Dată și pentru următorii noștri. Îl facem. Haide, uite, îl întrebem pe el, da? Fii atent aici. Am în una mea patru cutii. În prima, dacă o iei pe prima, ești cel mai fericit. În a doua, cel mai sănătos. În a treia, cel mai bogat. În a patra, cel mai puternic. Alege. Fericirea. De ce nu pe toate? Vezi, asta este. Ce ne împiedică noi în viață? Ceea ce știm și știm greșit. Ce știm noi în viață? Că noi putem să avem puțin. Că noi nu merităm. Că noi nu putem. Că e greu. Ăsta e mindset-ul de care vorbeai tu. Când auzi la tine, când te auzi cu vocea din cap, că zici, băi, e greu asta. Gata, două palme. În oglindă, mentale așa, știi? Nu există nu poți. Cum ar fi fost cel care a făcut Burj Khalifa să zică nu pot, domnule, să fac eu așa ceva? Nu există. Uite-te ce minun sunt în lumea asta. Uite ce a făcut Dumnezeu. Adică, nu există nu pot. Nu pot, tu ți-a băgat în cap cineva, că tu ești mic. De ce să îngrașă lumea? Vrei să spunem? De ce să îngrașă lumea? Trei motive. Unu, tu crezi că e slab? Eu sunt slab la fotbal, eu sunt slab la matematică, eu sunt slab la afaceri, sunt slab în franciză și tu te îngrași. Că tu crezi subconștientul. Deci creierul acesta din spate, cum se numește, amigdalian, se numește, sau primitiv. Sau după aia, sau tu te crezi mic. Sau unul sau altul, sau toate împreună. Te crezi mic, te crezi neimportant. Tu crezi că I'm not good enough, eu nu sunt suficient de bun. Și creierul știe că nu e așa. Și atunci te face mare ca să ieși în evidență. Că tu nu ești, tu dai mâna aia udă, transpirată, te uiți în jos, capul plecat. Înțelegi? Bun. Și a treia chestie. Ai atât de multe frici de viitor, anxietăți și atât de repetitive încât creierul zice, tot cel din spate, zice, e o criză pe termen lung, să păstrezi resurse, provizii. Deci cât de simplu, pune și îngrășatul să poate explica științific. Genial. Și toată mintea ta este, totul este mintea ta. Mintea ta este cel mai mare câmp de bătălie. Aici se duce cea mai mare luptă, nu? Apropo de minte, acum sunt pe cale să organizez un curs pentru antreprenori, da, împreună cu un mare profesionist din România, în care îi vom învăța pe antreprenori cum să-și consolideze afacerea, cum să-și facă un audit în business,
cum să-și facă o strategie în afacerea proprie, da? Cum să-și scaleze practic afacerea prin consolidare, dar eu voi preda și tehnici de, pe lângă tehnici de marketing, da, și de vânzări, de branding personal, pentru că am reușit să construiesc un brand personal foarte mare, și elemente cheie ce țin de mindset, de mentalitate. Și tu vorbeai înainte despre mentalitate, despre mindset. Tu însuți fiind un om care reușește să-i motiveze pe ceilalți și corect, să le schimbe mindset-ul. Da. Spui că aveai discipoli care au ajuns la 2 milioane de euro. Ei au avut mindset-ul să ajungă la 2 milioane. Da, da? Da, bun. Da. Și la un moment dat și-au pus o piedică. Fie că în raport cu ceea ce s-a întâmplat în trecut, fie că din vari alte motive. Multe, da. Cum ne modificăm mentalitatea ca să putem să accelerăm dezvoltarea? Foarte. Apropo de numele programului care se numește Accelerator. Accelerator, Accelerator. Bravo. Dar cum accelerăm? Cum accelerezi? Atât de simplu. Apeși pe pedală. Nu. Fii atent aici. Noi avem două tipuri de creiere principale, da? Cel din față, neocortexul, cu toate funcțiile moderne, motivație, observație rapidă, gândire laterală, bla, bla, bla. Multe, da? Multe. 10, 54 de funcții, da? Avem pe cel din spate, care au subconștientul, da? Creierul limbic, da? Limbic, pardon, reptilian, cum să zic, primitiv, amigdalian, are mai multe denumiri. Bun. Aici este sediul fricii. Ție când ți-e frică de ceva și ajung la răspuns, se dezactivează acesta. Niciodată aceste două creiere nu merg în paralel. Ori unul, ori altul. Ție când ți este frică, ți s-a încris creativitatea, motivația, atenția, tot. Tot, observația, ieșitul din probleme, mindset-ul s-a dus când ți este frică. Deci, care este răspunsul? Luați harta conștiinței a lui Hawkins, unde ai o hartă care pornește de la zero, omul care e mort, sau animalul care n-are conștiință, zero, și apoi începe, e harta emoțiilor, aia înseamnă conștiința, da? Și merge până de la 20 la 1000 ca valoare. Jumătate din hartă, cea de jos, este harta a conștiinței destructive, aici unde ne aflăm mulți dintre noi, dintre oameni, unde sunt emoțiile gen rușine, frică, apatie, durere, mândrie, dorință, dorința cu atașament, dorința asta de ego, da? Bun? Și partea de sus. De unde începe partea pozitivă a conștiinței? Din curaj. De secretul pentru scalare. Secretul pentru sky is the limit, pentru că, de fapt, sky is the limit este curaj. Asta au nevoie antreprenorii. Nu ne-a ajutat până acum. Știi că eu nu sunt cel mai curajos dintre oameni și vreau să modific mindset-ul. Ajută-mă să reușesc să depășesc acest blocaj. Am o barieră. Da, am o doză de curaj, dar mă consider atât de curajos încât să evoluez și să accelerez. Mai ai și alte formule? Ok, hai să o luăm mai în spate. Trebuie să te uiți... Nu, îmi spui că e curajul. Dar nu curajul. Vreau să-i ajut pe urmăritori. Care este opusul? Care este frica. Opusul? Frica. Da. Și ce ține de frică? Frica de ce? De judecata celorlalți. Okay. Frica de opinia celorlalți. Frica de cum o să arăți tu. Ai frici, mai multe. Dăm niște exerciții practice. Bun, deci ai așa. Multe întrebări. Pe seturi. Frica de a nu rămâne fără bani. Okay. Lipsă de productivitate, lipsă de esențialism, lipsă de nivel de merit. Și ai cele patru seturi de întrebări și ți-ai fiecare întrebare în parte. Și o să vezi că tu vei răspunde cu da la cel puțin 80% din întrebările din fiecare categorie. Și vei observa ce? Că tu nu ai nivel de merit, că tu nu ți-ai pus banii în valorile personale. Știi ce s-a în valori personale? Noi, dacă intrăm toți de aici într-un mall, fiecare se uită la altceva. Avem atenția în altă parte, acolo ne e energia noastră. Dar unde ne este atenția noastră? În funcție de valori. Eu mă uit după niște fete dezbrăcate, tu te uiți după niște oameni cu copii, el se uită după haine și după ceasuri scumpe. În funcție de valori. Tu, dacă vrei să ai succes în afaceri, răspunzând la acele chestii și văzând că n-ai bani în valori, trebuie să-ți pui banii obligatorii în valori. Cum îți dai? Ce înseamnă valoare personală? Ceea ce faci. Deci dacă tu ai 40 din 50 de oameni încă ne în linie cu ce-ți dorești tu de la ei, întreabă-i așa, domne, ce ai făcut tu săptămâna asta? Pentru că valori înseamnă ce faci. El poate să zică, vreau bani, vreau franciză, vreau să mă multipli, vreau să fiu cel mai mare din România. Dar ce faci tu în fiecare zi? Ia măsoară un pic, ce ai făcut tu săptămâna asta? Și vei vedea top 3 ce a făcut el săptămâna asta. O să vezi, s-a uitat pe Netflix, a citit niște cărți. Nu are bani în valori. Un om, tu vei vedea, iei 100 de oameni de afaceri de succes, de unde vrei tu, din Uganda, din România, din America. Vei vedea că toți au banii în primele 3 valori. Mută-ți totul în primele 3 valori. De unde vin valorile personale? Din lipsă. Deci omul ăla trebuie să aibă și un fundament în spate. Trebuie să fi avut o lipsă acută de bani, trebuie să fi suferit datorită relației dintre părinți, neavând bani. Valorile personale, de ce ești tu familist? Pentru că
Tu n-ai avut o familie. Un exemplu doar, da? De ce e cineva curvar sau e nebunit după femei? Pentru că așa a fost tatălui sau pentru că nu a fost iubit și vrea să iubească multe femei. N-a fost iubit de mama lui. E, așa se creează valorile. Deci sunt oameni care efectiv nu se pot debloca decât și pot crește până la un nivel. Iar dacă vor să deblocheze, trebuie să-și mută banii în valori personale. Eu așa le arăt tuturor. Dar marcând aceste întrebări. Am aici chiar pe cineva, în dreapta. I-am pus 12 întrebări, la toate a răspuns cu da. Prima oară când tu iei bani, încerci să-i împarți cu alții. Ai acasă punga pungilor și ții tu. Ai haine cu etichete nedesfăcute. Lipsă de nivel de merit. Tot ce s-a mis aici. Ce să zic? Ți-e rușine să ceri bani. Nu știi să pui valoarea corectă la un curs. Eu am mulți colegi care au pus la cursurile mele niște valori. Eu am mulțit cu 10. Eu am zis, ești nebun, o să dăm faliment. Am vândut de 10 ori mai mult. Când am mulțit, am înmulțit prețurile cu 10. E doar chestiune de mindset. Trebuie să te deblochezi. Tu ești blocat. Ești undeva într-o zonă în care tu ești blocat, efectiv. Pentru că nu ți-ai pus bani în valori și pentru că tu nu te apreciezi suficient de mult. Ce înseamnă nivel de merit? Nivelul de merit e ca și când tu mă întrebi pe mine dacă ce mașină ți-au venit acum, ce prieteni ți-au venit și eu sunt cu fundul aici jos pe parchet. Și nu văd, cât m-aș chinui, văd niște lumini. Tu de aici vezi, dar dacă tu te uiți pe casă, vezi numai ce se întâmplă în jurul. Pe spână, în Suceava, departe, da? Deci nivelul de merit te face să ce? Să scapi de simptomul ăsta working hard. Vei face bani frumos, ușor, ca din joacă. Asta înseamnă nivelul de merit. Deci un om care vrea să facă bani, împacă-ți relația cu tatăl, uite-te la tine și descoperă setul tău de calități și aptitudini, iubește-te pe tine, pune-te întotdeauna primul pe tine și apoi pe ceilalți, ca în avion, da? Pune-ți banii în valori și scapă foarte mult de frici. Scapă de frici. Pune-te în postura curajului. Curajul este primul pas ca să poți să urci. Și cel mai important, nu, și ieși din postura de victimă. Zi-mi și mie, oamenii care ție nu ți-au performat, nu-ți dau motivații? Păi mă, Ștefan, n-am putut că uite cursul, n-am... Ce motivații îți dau cei care nu au avut succes? Dă-mi și mie câteva exemple. Le știi? Cei care n-au avut succes? Da, ce ți-au spus? Păi n-am avut cum, că uite... Ce? Mă, să știi, uite, și o să dau un exemplu practic. Eu în cursul Franchise Generator am... Da. Livrat către și livrez către participanți, da, pe care vreau să-i învăț cum să-și transforme business-ul dintr-un SRL într-o corporație, le dau teme. Așa. Le livrez teme și am văzut care sunt reacțiile lor atunci când primesc teme, pentru că asociază tema cu o obligație de natură, nu știu, comunistoidă, care vine din comunism. O asociază cu copilăria. Cu copilăria. Bineînțeles. Și cred că aici este cea mai mare problemă, pentru că eu în toate cursurile mele mă bazez și pe activități? Pe activități și pe acțiuni. Și am rebotezat acum. Nu se mai numesc teme, ci se numesc acțiuni. Acțiuni, corect. Da? Deci dacă ar fi să revin atunci când îi văd pe cursanți că nu reușesc să-și facă temele, să știi că... Ai deja semne de întrebare. Nu, ca semne de întrebare. Am o atitudine în care mă înfurii cumva, da, și îmi dau seama că nu am cea mai bună calitate de mentor și încerc să șlefuiesc această abilitate și să temperez puțin temele, pentru că eu vreau să-și accelereze business-ul. În cursurile noastre facem și auditul afacerii, strategia prin care ajungem din starea 1 la starea 2. Cursurile sunt extrem de complexe și eu fiind foarte ambițios, poate că exact cum ai spus, păi le pun în față oglinda. E oglinda, da, oglinda ta. Tu vezi că tu îi judeci pe ei prin prisma ochelarilor trecutului tău. Exact. Ceea ce n-avem voie. Dar este din foamea mea de succes, din dorința mea de succes și am convingerea și deja am și reușit să smulg câțiva antreprenori din zona în care erau ei, poate că unii dintre ei într-o zonă de confort și să-i duc 100%. La un nivel mult, mult, mult mai sus. Deci, ca idee, să reușești să-ți francizezi afacerea într-un termen de 3-4 luni este ceva extraordinar. E fantastic, într-adevăr. Gândește că durează ani de zile până când se reușește să-ți francizezi un business. Păi numai ca ei tu ți-l faci în 6 luni. Cineva exact. Timpul. Haideți să mergem mai... Activitățile mele se numeau simptome. Mm-hmm. Deci aveam simptome de frica de a nu avea, simptome de lipsă de nivel de merit, simptome bla bla bla. Deci ai simptome și tu trebuie să vezi, te duci acasă cu activitățile, cu tema de acțiuni și vezi câte din câte ție îți lipsesc. Și atunci spui întrebări, că numai prin întrebări îți schimbi structura neuronală, nu? Tu ai povestit foarte mult, ai menționat de la început, de când am început să discutăm, de acțiune. Toată lumea trebuie să știe că cheia succesului este acțiunea. Atât. Acțiunea este bagheta magică care schimbă nimicul în ceva fantastic. Eșecul în succes. Pe tine ca om te face, îți dă dopamina aceea. Când ai fost cel mai dezamăgit în viața ta? Pentru că te văd un munte de energie, acțiuni, de energie. Ai avut momente în care ai plâns? Am avut, da, am avut și am fost dezamăgit. Ai încercat să-i cenzurezi?
O, da, a murit tatăl meu. Și eram în mijlocul unei petreceri organizate de mine și am primit vestea. O așteptam într-un fel, asta a fost un mic noroc sau mare, și am primit vestea și am încercat să duc petrecerea și am dus-o până la final, foarte entuziast. Asta pentru corp și pentru mintea ta este o travă pură. O travă pură. Până s-a uitat un mare luptător de la noi din club, că am un club în Sydney de arte marțiale, s-a uitat, head coach-ul, s-a uitat la mine, un japonez, și a zis, vină cu acea un pic, ce-i cu tine, ce-ai pățit? Și atunci mi-a atras la o lacrimă, zic că a murit tata. Dar a murit acum 2 ore deja. Și eram acolo, vezi, foarte... Și vezi, iarăși, omul trebuie să știe să jelească, trebuie să știi să scoți din tine. N-ai voie să acoperi rănile astea. E ca și când tu ai o rană infectată și o acoperi așa. Și ai recuperat acele momente de doliu? Da, le-am recuperat, dar să știi că acum de curând. După cât timp? După 4 ani, dacă nu 5 ani. După 5 ani. Și vreau să spun că aveam succes în orice. În orice. În orice, nu-ți imaginezi, în afară de strâns bani. Adică, știi cum e? Adică făceai bani? Enorm, enorm. Ce înseamnă? Enorm, 150.000 pe zi. Nu mai spun ce monedă, că ai înțeles, nu era lei, da? 150.000. Unde asta? Că stai în Australia? Da, în Australia. Spune urmăritorilor noștri că ai locuit acolo o perioadă. Da, da, da. Eu sunt jumătate australian, jumătate român. Am plecat în Australia și toată lumea m-a întrebat de ce am plecat și n-am știut să răspund. Pentru că eu aici eram regele softului, adică nu aveam nicio problemă. Aveam atât de multe relații, așa de multe chestii. Așa a fost să fie. Ăsta a fost drumul meu spre... Ce ai ajuns acolo, făceai 150.000 pe zi, erai doar, dar și cheltuiai compulsiv. Exact, una din simptomele de care vorbeam, ai senzația că banii ți se scurg printre degete. Da. Și asta era problema, frica de a nu avea. Aveam undeva adânc în mine, din copilărie, de la bunici, cred, frica de a nu avea. Ce ți-o zis bunicii? Dar stai seama că tu până 7 ani tu ești conștient. Toate rănile astea se fac până în vârsta de 6-7 ani. Adică rana de abandon se face la 2-3 ani. Ce mi-ai ții tu minte, Ștefan, de la 2-3 ani? Nimic. Și să vezi cum se creează rănile astea, că tu zici abandon. Te-a luat cineva și te-a aruncat la cămin, la orfelinat? Nu. Rana de abandon, tu ești copilul meu, mergem în parc. Mă sună cineva că trebuie să fug și zic, hai Ștefan să mergem, mai lasă-mă un pic, plângi, ok, 2 minute. Tu spui, da, copilul nu știe timp, nici viitor, el numai în prezent e. După 2 minute spun, hai Ștefan, și tu plângi, și ce zic eu ție, aici te las dacă nu vii. Bam, rană de abandon. Sau te duc forța la bunici și tu nu vrei, tu îți place la bunici, dar nu vrei acum, vrei să stai cu mine, cu mama, cu tata. Te las acolo și plec. Rană de abandon. Și rana de abandon, orice rană are o mască. Și rana de abandon are masca dependentului. Și ups, uite toate dependențele. Că avem dependenți de validare, altora ai dependenți de droguri, de băutură, de țigări, de... ai dependenți de orice, de mâncare și așa mai departe. Uite de unde? De la supoziția că tu ai fost abandonat. Când vreodată un părinte își lasă copilul în parc? Niciodată. Așa are percepția copilului. În afară de probleme, care înțeleg că da, te-au inspirat, poate că și eșecurile și viața ta în sine este o poveste care merită scrisă. Da. Corect. Ce anume te-a mai inspirat? Nu știu, cărți, poate, filme care te-au inspirat. Ai câteva recomandări pentru cei care ne urmăresc? Da. Ce le-ai recomandat să vizioneze? Ce le-ai recomandat să citească? Hai să ridicăm puțin nivelul pentru cei care ne urmăresc. Da, oamenii trebuie să se cunoască foarte bine, cum ți-am și ție, cum ți-am spus și francizaților, cunoașteți-vă pe voi. Când, ce înseamnă să te cunoști pe tine? Înseamnă să-ți cunoști ambele laturi. Și frumusețea ta și aptitudinile tale, dar și partea negativă. Deci una, prima carte care aș recomanda-o, nu într-o ordine anume, sunt cele 5 răni emoționale de Lisa Bourbon. Avem o carte, cele 5 răni emoționale. Exact. 2. Citiți și reciteți până la 80 de ani, până la 90 de ani, când se pierde plasticitatea creierului, abia atunci se pierde la 90 de ani, citiți Alchimistul de Paulo Coelho. Să vezi ce, uite cum ai râs, uite ca un copil și la fel. De 3 ori și eu și de fiecare dată am învățat mai mult. Mi-am descoperit încă ceva nou și acum o mai citi o dată. Faci o călătorie în viață și vei descoperi unde e de fapt bogăția ta. Unde ești tu aici, în tine, nu? Oamenii își caută afară. Da? Chiar mi-aș dori acum să întreg în caietul de visuri, să cunosc pe Paulo Coelho. Da. Mă rog, dacă este cineva dintre dumneavoastră care poate să ne faciliteze întâlnirea cu Paulo Coelho, rămâne. Uite, o facilitez eu și îl găsesc. 100% îl găsesc. Gata. Am mai la podcast. Și mai mergem la cineva. Da. Acum până nu moare, Doamne ferește. Cel mai mare filozof în viață, Don Miguel Ruiz, altă carte, cele 4 amendamente. Este fabulos. Sunt secretele de viață. Nu lua nimic personal. Nu face presupunere eronate, fii impecabil cu ceea ce spui. Asta e, aici e o artă, cred că ți-a o viață să fii impecabil cu ceea ce vorbești. Și când faci ceva, fă maxim. Uite, ca și Domnul aici.
Da. Mă, se cheamă între noi pe aici, dacă vrea să vină. Nimic, nu ne deranjează. Am intrat, am avut o pisică, nu mai am, n-am mai găsit-o, în podcast cu Iancu Gută. Dar să revenim, avem două titluri până acum. Bun, deci pagina 4 amendamente, 3, alchimistul și cele 5 răni emoționale. De aici. Da, vezi să nu... Lasă că aduci inspirație. Vine cu aici, băiatul meu. Hai, băiatul meu, vine cu aici. Ia uite ce față are. Ce scump e. Așa, bun. Așa. Atomic Habits, da. Bun. Este și audiobook, parcă, pe Atomic Habits. Da, dar e fabuloasă. Pentru că noi, asta de să, pentru a avea succes, trebuie să ne creăm obiceiuri care să ne crească. Obiceiuri fundamentale pentru viața, pentru succesul nostru. Da, unul este disciplina, de exemplu. Un om care acum renunță la disciplină și amână permanent va suferi durerea regretului, care se măsoară în tone. Wow, mi-a venit o carte acum, că ai spus, Fă-ți patul. Este scrisă de un amiral american, care a fost în Marina Americană și care, mă rog, el l-a arestat pe Saddam Hussein și povestește care-i traseul prin care ajungi să asimilezi factorul disciplină. Mi s-a părut incredibilă cartea, cu tot mai mult cu cât povestești că la final, 6 luni de zile, vă spun pe scurt povestea, da. 6 luni de zile intri într-un mega stadiu de pregătire. Mă rog, alea 6 luni de zile gândește-te că e mai grele decât în Sparta antică. Și în ultima săptămână nu dormi 6 zile, deci nu dormi deloc 6 zile, după ce te ucid superiorii pe acolo, pentru că trebuie să treci testele psihice. Corect. Din 200 din scriși mai rămân undeva la 30 și fii atent. La minus, sau la, nu știu, plus 2-3 grade, stai în glod până la gât și toți ceilalți, tu ești și super flământ, toți ceilalți superiori vin cu cafea, cu pui fervinte și timbii să renunți. Și unul dintre ei a renunțat, fii atent, cel, nu știu, în carte, unul dintre ei renunță. Mă rog, erau 25 acolo, se ridică și spune, nu mai pot să fac față, e prea mult pentru mine. Și se ridică și pleacă spre pui, spre cafea, spre delicatese, da? Și ceilalți ce crezi că au făcut? Au început să cânte toți din noroi. Și ăsta a spus, domnule, că ne-am văzut pe ăștia că din noroi cântă, m-am întors și eu înapoi și m-am băgat în noroi. Și spune, asta e la urmă lecția de final, spune, atunci când simți că nu mai poți, cântă. Vai ce frumos, vai. Deci ce avem frumos. Trei titluri până acum, vezi, da. Că trebuie să ne dai și film. Patru cu Atomic Habits, da. Mai vreau să mai vin cu un titlu, Super Brain, scris de cel mai mare doctor în creier, să spunem așa, doctor, specialist, Jim Quick. Super Brain. Tocmai a postat ceva pe care eu l-am repostat în română. Absolut fenomenal. Fii conștient că ale tale gânduri nu sunt ale tale. Sunt ale minții, ale programării. Cine ți-a programat e mintea. Societatea, biserica, mai departe, da? Bun. Doi. Fii conștient că tu poți să selectezi gândurile, poți să ți le alegi ce gânduri ai. Poți să ți alegi, da? Că știi câte gânduri avem pe zi noi? 90.000, dintre care 90%, adică 81.000 negative. Stai seama, de-aia avem atât de presie, atât de multă anxietate și stres, da? După aia ce mai zice? Alege căror gânduri le dai energie. Păi eu dau energie, mă duc la Ștefan, mă întâlnesc, fac cum pot. Ăsta e un gând. Ce vorbesc? Uite, dau energie gândul ăsta. Dacă mâine vine ANAF-ul și face nu știu ce, sau nu știu, alte gânduri, vezi? Nu le dai energie gândurilor negative, pentru că astea sunt gânduri de frică. Doar 98% e întâmplător același proces dintre fricile noastre de viitor. Nu se întâmplă, 98%. Iar cele 2% care se întâmplă, nu se întâmplă la intensitatea noastră. Și încă o dată, spune el, profesorul, tu poți să-ți selectezi data. Nu știi că în voci. Nu poți, e greu. Da, și apropo de asta, încă care amand o carte care Cialdini, dragi. Și Cialdini, psihologia persuasiunii este fantastică. Să noteze. Psihologia persuasiunii. Pe Cialdini. Joseph Murphy a scris Puterea extraordinară a subconștientului. Da. Este un bestseller. Eu l-am citit când aveam, cred că, 18 ani și m-a transformat radical pentru că dă o metodă foarte simplă. Filme, eram foarte mic și mi-a plăcut enorm de mult. Dansând cu lupii, Kevin Costner, a luat vreo 8-9, fantastic, da. 3 ore, mult. Dances with Wolves. Da, exact, da, Dansând cu lupii. Este știi ce am învățat de acolo? Să vezi ce chestie, fiecare avem percepția special noastră. Special film, 3 ore și ceva. Da, exact, n-a existat așa ceva până atunci. Genial. Cred că tot el regizează, nu? Kevin Costner. Da, el e fantastic. Ce am învățat acolo? Ce a zis el? Nu știu dacă ai prins-o pe asta. Când îți este frică de ceva și vezi că am o chestie cu frica, da? Observi, tot repet, eliminați frica. Fă lucrul ăla de 1000 de ori până devine o banalitate. E, uite ce chestie frumoasă fantastic, asta. Fantastic! Da. Păi dacă mie mi-e frică să ies afară noaptea, du-te, domne, ieși afară, ia-ți lanterne, ia-ți o pușcă, ia-ți o sabie, ce vrei tu, o linguriță la tine. Vis-a-vis de lipsa fricii, o să-ți recomand și eu, și o să recomand și celor care ne urmăresc, un film, Grizzly Man se cheamă, este regizat de Herzog, este un film documentar special.
Fabulos. Ce ți-a plăcut cel mai mult acolo? Wow. Deci omul ăla nu știa ce-i frică. Deci ai o să vezi pe cineva care știe ce-i frică, dar știi cum termină? Mm. Moare. Ai grijă. Ha, păi vezi, ai grijă. Ai văzut? Iarăși. Dar asta a fost balansul. O replică pentru tine, da. Da, știu, dar da, vezi, da. Eu tot mereu ți-am spus, sunt adeptul balansului în gândire. Tu trebuie să ai echilibru mental. Permanent, permanent. Dezechilibrele nu doa bine. Încă un film care îl recomand, l-a văzut toată lumea, dar doar îl zic ca să spun de ce. Avatar. Ce ai văzut în Avatar? Cum se salutau ei? Făceau ori cu nas în nas, ori făceau așa. I see you. Uite, noi nu ne vedem. Oamenii în ziua de azi nu ne vedem, nu ne auzim, nu ne ascultăm. Eu când predau copiilor sau antreprenorilor arta conversației, pentru că e o artă, da? Știi că în ce constă secretul în arta conversației? M-a învățat să asculți, domnule. Învață să asculți. Când tu asculți, ai șansa să înveți. Când tu vorbești, ce înveți? Spui ceea ce știi. Nu mai înveți nimic. E doar ego-ul, da? De-aia se spune controlul. Care sunt cele trei secrete ale insuccesului ca idee? Cum să ajungi, cum ajungi instantaneu la insucces, la eșec? Mulțumim pe toată lumea. Ok, 1. 2. Apelând la cei trei I. Inerție, ignoranță și inerție, ignoranță și ideologie. Ăștia sunt cei trei ai insuccesului. Inerție, nu te schimbi, te duci așa, rămâi blocat. Inert înseamnă mort, corp inert. Da? Ideologie, ego. Îmi spui tu mie, Ștefan, cum să-mi facă franciza mea? Lasă-mă, domnule, în pace. Tâmpenie, da? Și ignoranța este interzis și de lege, și de religii, de orice. Este contra naturii ignoranța, să fii un ignorant. Te duci rău de tot în jos, da? Deci e simplă viața, să știi. Și să știi că viața începe cu un cuvânt. Dacă vrei să ai un secret. Cuvântul cheie, merit. Uite, când se scoală cineva dimineața să spună merit, orice mi se întâmplă azi, merit. Rău, bine, treaba ta, percepția ta. Am azi mi-am făcut un cardinal. Merit. Meriți, da. Merit. Păi da, bineînțeles. M-am enervat, am zis că fac infarct. De ce? Hai să vedem. Hai să vedem de ce. Vreau să-ți povestesc. Da. Povestim după, că mai avem 3 minute. Da, da, da. Mă rog, ideea e că m-am enervat. Merit, corect? Păi ai meritat, pentru că de-aia ți-a apărut. Tu ai atras pentru că nu ești pe drumul tău. Este ca și când tu ești pe autostradă. Asta e viața ta. Tu ai venit aici pentru succes. Ți-am spus ce aici Iisus, lasă în Biblie, Matei 3:25, la bogații se va da, de la cei săraci se va lua până și ceea ce au. Până nu mai au nimic. De ce? Pentru că nu e normal să fii sărac, da? Și atunci, de ce? Pentru că tu vii pe un drum al succesului. Și te gândești tu, liberul tău arbitru, faci dreapta așa, ești pe o cotitură de aia. Și vine viața, băi, nu, îți face cu mâna asta, aruncă ceva, un ou, da? După aia îți face pană, după aia îți dă un pumn, nu știu, ca să te pună la loc. Tot nu vrei. Uite și așa apar mai din ce în ce mai grav. Deci tu trebuie să ție s-a întâmplat un lucru pentru că tu ai ieșit din linia ta a succesului tău. N-ai învățat o lecție. Răzvan, ultima întrebare în 2 minute. Te rog. Cum vezi viitorul? Care sunt industriile viitorului? Ce îi face în viitor? Ce ai recomandat celorlalți să facă în viitor? Păi o luăm pe statistică, direct, da? McKinsey, cei mai mari, da? Uh-huh. 85% din joburile și afacerile anului 2030, care uite la aici după colț, da? Nu există azi. Păi stai un pic, de ce îmi bat eu copilul? De ce mă enervez eu? De ce te-ai enervat tu dacă nu există azi? Păi și ce am eu nevoie să-mi dezvolt ca să nu mă surprindă niciodată viitorul? Abilități. Și ce abilități? Că asta m-ai întrebat. Ce înseamnă viitorul? Asta înseamnă viitorul. Abilități interpersonale de comunicare între oameni, abilități cognitive, gândire rapidă, citește mult, dezvoltare personal, nu mai sta, ai resurse nelimitate. 3. Self-leadership. Obligatoriu, trebuie să știi cine ești tu. Cine ești tu, ce-ți dorești, ce poți, ce vrei, da? Și apoi cele mai importante, abilități financiare și digitale. Nu vă mai opuneți digitalizării, nu vă mai opuneți. Nu că s-a adeptul digitalizării, dar dacă te opui, nu faci nimic, nu câștigi nimic. Tu trebuie să curgi cu viața. Ce spunea Bruce Lee? Be like water, my friend, be like water. Curgi, nu stagna, să te împuși, să te usuci, să curgi în continuu. Da? Și asta e sens. Deci secretul care este? Dezvoltă-ți abilități. Fiind trend cu tot ce înseamnă viitorul, inteligența artificială, cursuri online, fii deștept, nimeni nu știe. Hai să, ce ai spus tu o dată? Că te-am urmărit. 94% din români nu citesc. Cum, domnule, să nu citești? Păi din prima, eu dacă citesc o carte, sunt mai bun decât 94%. Din prima. Ce înseamnă cărțile? De aceea ai mai pus să spun de cărți. Cărțile sunt ferestre către lume. Noi ne naștem într-un bunker și cu fiecare carte citită ne apare o fereastră. Lumina care ți intră ție în bunker, în cameră deja, depinde de mărimea ferestrelor tale. Doar prin citit ți le mărești. N-am spus eu, a spus-o tot Rumi. Și citiți Rumi, orice de Rumi citiți. Ce mai mare filozof? Răzvane, n-a fost ultima întrebare, mai am întrebare. Te rog. De ce este importantă educația și mai ales autoeducația? Pentru că este o vorbă celebră. Educația este al doilea soare pentru cei care îl avem. De ce e importantă educația? De ce ne luptăm?
ca să inspirăm pe ceilalți să se autoeduce. Simplu, pentru că educația este răspunsul la toate întrebările vieții. Doar un om educat face față la ceea ce își dorește el pe Dumnezeu către succes. Noi punem iozdane grele pe aripile copiilor, chiar pe aripile, mai și tăiem din când în când și numim asta educație. Nu, autoeducația este educație. Și nu neapărat doar auto. Vine la cursurile tale, la cursurile mele, la atât de mulți coach. Du-te, Doamne, cei care vin la cursurile mele și ale tale se autoeducă. Păi după aia prind... Chiar dacă eu le ofer educație, corect, ei au făcut primul pas. Da, da. Păi da, de ce? Tot în Biblie scrie și eu citesc Biblia doar ca antreprenor o citesc. Atenție, ce spune când bate cineva la ușă aceeași chestie? Știi unde este clanța? Pe interior, la tine. Deci degeaba vine Ștefan, Răzvan, Dumnezeu, viața, când doar tu poți să apeși pe clanța asta. Apăsați pe clanță, deschideți-o și îl primiți lumină. Lumina e simbolul inteligenței. Fabulos, domnule. Ești fantastic. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Dragilor, și eu vă mulțumesc mult. Dacă v-a fost de folos informațiile, chiar nu mai amână. Dați un subscribe, un like, un share, bineînțeles. Toate bune, vă îmbrățișez.